Internaționale Milano a reușit să câștige Scudetto în Italia, iar în vestiarele campionilor s-a auzit maneaua deja internațională făcută de Ionus Cercel și anume Made in Romania. Și asta m-a pus pe gânduri și anume ce s-ar fi întâmplat dacă Internaționale Milano ar fi decis brusc să cumpere numai jucători români și echipa lor să fie formată doar din jucători din țara noastră minunată. Așa că în acest episod vom încerca să reconstruim Internaționale Milano folosind doar jucători români și să încercăm bineînțeles să câștigăm UEFA Champions league -ului. Iar pentru a face această reconstrucție cât se poate de realistă, l-am adus antrenorul la Internaționale pe legenda Cristi Kivu, care deja a antrenat echipa celor de la Inter de și sunt sigur că într-un viitor poate destul de apropiat l-am vedea acolo în cărți pentru a prelua echipa mare a celor de la Inter. Pentru început vom pune toți jucătorii pe lista de transferuri. Uite Radu, pe el să-l chemăm înapoi de la Bormout. Și primul jucător pe care o să-l cumpărăm la Internaționale Milano este Florinel îi dăm și lui 20.000 salariu. Păi ești nebun, acceptă. Se pare că Florenel Coman deja are pretenții de salarii ca în Qatar. Dacă Florenel n-a acceptat, am decis să-l iau pe Tavi Popescu drept primul transfer la Internațional Milano. într-adevăr jucător cu foarte bun potențial și în viața reală a început să-și mai revină. Dar sincer nu aș vrea să vând chiar toți jucătorii de la Inter în primul sezon, Ceal Hanoglu o să rămână mai ales că el a dat drumul la petrecere în vestiar. Și dacă tot facem mulți bani din vânzarea jucătorilor, am cumpărat cei mai de top antrenori disponibili la Internațional Milano. Așadar, jucătorii pe care am transferat sunt Vladimir Screciu de la Craiova, Luis Munteanu de la Farul Fiorentina, Irimia de la Dinamo, Geaf uh, tot de la Dinamo, uh, Ignat tot uh, e de la rapid, Rada Zavescu de la FCSB, a plecat fontaros asta Mkhitaryan și el. Gosens, De Vrij, Darmian, majoritatea jucătorilor celor de la Inter au părăsit echipa, ceea ce este foarte bine pentru că așa avem șansa să-i creștem pe ei noștri, cum ar fi Florinel Coman pe care l-am luat într-un final, Târnovanu a venit și el la echipă, Borza n-avea cum să lipsească, Drăgușin și el obișnuit cu fotbalul italian, Tavi Popescu, deja -l știați, Gramenii, Pantea și ultimul jucător este Adi Mazilu care vine să ocupe partea dreapta. Și bineînțeles că să trebuiască să le dau și development plan la băieți ca să le crească cât mai mult overall-ul. Și n-am avut cum să vând chiar toți jucătorii de la Inter, așa că va trebui să le dau chiar eu release. Așadar echipa noastră arată bine, părerea mea chiar, chiar dacă avem foarte mulți jucători de overall-uri mici români pentru că am vrut să iau jucători tineri. Îl mai avem în continuare pe Martinez, Cialhanoglu și pe Bastoni care ar putea să ne salveze de la retroadare. Cam ăsta ar fi obiectivul să nu retroiadăm. Haideți să vedem ce se va întâmpla în primul sezon cu echipa aceasta la Internațional Milano. Iar voi, dacă n-ați făcut-o deja, nu uitați să apăsați pe butonul de like să faceți și la acest clip peste 500 de like-uri și nu uitați să vă abonați pentru că suntem foarte aproape de 20.000 de abonați și dacă vreți, scrieți în comentarii cu cine vreți să mai facem reconstrucții pe canal. Iar ca să ne mărim echipa cu jucători cu potențial din România, am trimis câțiva la scouteri. Așadar, la finalul sezonului, Inter este pe locul 13, ceea ce este foarte bine pentru că nu retrogradăm. Campionatul e a Juventus cu 79 de puncte, Roma pe 2 cu 74. Este bine că n-am retrogradat să, să avem în continuare șansa de a ne lupta în Italia la titlu. N-am câștigat nicio competiție, nici Cupa Italia, nici Supercupa. În Champions League am terminat pe locul 3 mă mir sincer că n-am terminat pe locul 4. Europa League aici am trecut, am câștigat runda preliminară cu Feyenoord. După aia ne-a bătut Braga 4 la 1, 7 la 1 la general. Mam, Manchester United câștigă uh, competiția. Iar uh, Golgheter la Internaționale Milano a fost uh, Lautaro Martinez. Nu mă mir, Cea Hanoglu și el cu multe goluri, iar românul cu cele mai multe goluri a fost Florinel Coman. Mazilu și el a avut 8 goluri, 7 goluri, 7 asisturi, Tavi Popescu foarte bune contribuțiile astea, Pantea 3 goluri. Iar echipa noastră arată în felul următor cu Coman, Popescu și Mazilu care vor alcătui atacul nostru. Grameni a crescut și el la 72, Drăgoșin 73, Turnovanu a crescut și el destul de mult. Este foarte important pentru că avem nevoie de un portar în mare formă. Ați văzut și voi ce jucători tineri am luat și hai să mergem spre următorul sezon. Așadar, în sezonul numărul 2 am dat afară toți jucătorii care nu mai erau români de la Internațional Milano și am luat pe acești doi tineri, acești trei tineri e și Irimia acolo, am luat doi free agent. În fine, vedeți și voi aici, Cearhanogu pe pe la Napoli, Uh, șansele noastre de a uh, mai rămâne în uh, seria se scad acum cu plecarea lui Bastoni, Martinez și dar chiar și așa eu am încredere în uh, românașii noștri, rămânem cu 700 de milioane de euro buget și echipa uh, o vede și voi acum alcătuită doar din jucători români l-am băgat pe Screciu fundaș central pentru că crește la 74 ceea ce este foarte decent pentru jucător român și haideți să mergem la finalul sezonului așadar la finalul sezonului Inter termină chiar pe locul 11 mai bine decât anul trecut ceea ce nu mă așteptam deloc 57 de puncte campionatul ia rivala noastră AC Milan în Copa Italiei am pierdut cu... Mamă, cu Modena. Chiar în prima, în runda a doua, în prima rundă în care a fost internațional Milano. În Champions League avem finală Dortmund Real Madrid. Noi nu aveam cum să fim acolo. Iar Golgeta la internaționale Milano a fost unicul și inegalabilul Luis Munteanu. Mă să fie Florinel dar oricum 79 overall deja pentru Tavi 11 pe gol 0 asisturi, n am mai dat de multe pase de gol ca în trecut. Mazilu și el cu 7-7 overall au crescut foarte mult jucătorii noștri și echipa în acest moment arată pomenit după calculele mele. Într-adevăr ne-a trebuit un mijlocaș în locul lui Radazlavescu, Lavescu, dar scrie ce s-a accentat, și pe funda centrală am putea să stăm un pic mai bine, măcar la rezerve. L avem pe Cristi asta la 70, care e o rezervă foarte bună. Tânovanu a crescut la 79, o să ne țină foarte bine poarta acolo. Și putem să mergem spre sezonul următor. Și în pregătirile pentru sezonul numărul 3, bineînțeles că să le mai dăm niște development plan la băieți. Avem foarte mare nevoie ca ei să crească, să ajungă la overall de peste 80, ca să avem o șansă măcar să ne calificăm în Champions League. De asemenea, am pus câțiva jucători tineri care nu au cum să prindă echipa. Pe lista de împrumuturi. Iar la finalul sezonului, numărul 3, terminăm pe locul 13 mai slab decât anul trecut. Nu înțeleg de ce Napoli câștigă campionatul, ceva ce nu prea mai vezi. Uh, Napoli câștigă și Cupa. Nu mă întreb ce echipa au probabil când Varașkelia și Oșimena au crescut mult. Noi pierdem cu Brescia, la fel ca și anul trecut, în runda a doua. În Champions League avem finală Paris-Dormund. Și uh, haide haideți să vedem cine a fost golgheter în sezonul numărul 3. Coman, 17 goluri, 5 asisturi. Doar plus 2 nu mai crește mult. Doar plus 1 pentru Munteanu, 16 goluri, 4 asisturi. Ce naiba frate de n-a crescut? Chiar nu înțeleg de ce n-a crescut Munteanu. Plus 3 însă pentru Tavi care ajunge la 82. Ajunge la 80 și Mazilu. Este bine că avem jucători deja de 80 overall. Uite și Grameni, 2 goluri, 3 asisturi. Iar echipa noastră arată din ce în ce mai bine. Avem 1, 2, 3, 4 jucători de peste 80, Tănovanu n-a crescut, mă așteptam să treacă și el de 80. Este bine că jucătorii tineri pe care am luat au dezvoltat și avem o bancă destul de competitivă. Iar pentru sezonul numărul 4 am zis să schimb formația și probabil vi se pare foarte ciudată formația asta. Ei bine, avem un fotbalist, un fundaș central de 71 care merită să joace acolo să crească decât să joc cu doi mijlocași care nu-și fac treaba mai bine jucăm doar cu unul care știu că are overall mare. L-am scos pe Radas Lavescu din primul 11 pentru că chiar nu avea niciun fel de performanță. Și haideți să vedem cum se va descurca echipa românilor la Internaționale Milano în sezonul numărul 4. Și haideți să vedem băieți finalul sezonului numărul 4 la Internaționale Milano 1 iunie 2027. Interul termină pe... Locul 1. Nu pot să cred așa ceva. Am câștigat campionatul, băieți. Incredibil să treci de la locul 13 la locul 1. Clar, cred că de la formația aia. Nu, nu pot să cred așa ceva. Câștigăm campionatul, îi batem pe Juventus. <laughs> nu vine să crevă, frate. În Cupa Italiei pierdem în runda a treia. Uh, da, n am mai fost în nicio competiție finală în City Real Madrid. Băieți nebun, cum au crescut mă băieți ăștia în halul ăsta să luăm campionatul? Nu vine să cred. Doar plus 1 pentru Munteanu, 24 de goluri, dar da, nu înțeleg. Tavi Popescu, aia, da. uite. Tavi Popescu, cum a ei, da. Grameni, 83, 4 goluri, 4 asisturi. Uite, Roman ăsta, 4 goluri, 2 goluri. Pantea, un gol. Screce și el un gol. Da, cred că este cea mai mare surpriză de când fac reconstrucții. Nu m-așteptam niciodată să câștig campionatul cu echipa asta. Hai să zicem, ne calificăm în Europa League sau ceva și lungul ăsta a crescut mult. Da, e o echipă bună, dar nici de cum bună în stare să câștige campionatul. Cel mai bun jucător e Tavi Popescu de 87, dar în rest avem mulți jucători de sub 80 overall în primul 11, ceea ce este foarte slab. Și da... Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Așadar, dacă ne pregătim de UEFA Champions League fiind campionii Italiei, am decis să fac și niște transferuri. Și începem totul cu un jucător care deja știe fotbalul italian foarte bine, Denis Mann, care a semnat cu Internaționale Milano, prezentat aici, bineînțeles, de Cristi Kivu. Și pe lângă Denis Mann l-am luat pe Ianis Hagi de la Ranger, 78 overall, 28 de ani deja matur. Ion Gheorghe l-am luat și pe el de la Sepsi. Denis Mann l-ați văzut adine, ori 76 overall. Boloca, 76 de la Sassolo, Dumitrescu din nou de la Sepsi, foarte mulți jucători tineri bune are Sepsi, Cicăldău l-am luat de la Galata, 5 milioane și echipa noastră este într-adevăr foarte bună acum, avem 46 de jucători și toți sunt români, doar uitați-vă și voi ce lot avem aici, în stare să luăm două campionate în Italia. Așa că haide să vedem ce se va întâmpla la finalul sezonului, numărul 5. Din păcate, băieți, nu mai câștigă în campionatul, locul 3 în acest sezon, totuși foarte multe puncte, ceea ce este în regulă, Juventus e campionă, Juventus ia și Super Cupa Italia pe care uh, noi am pierdut-o cu Torino, în Copa Italia am pierdut cu Parma, runda 16, în Champions League, pentru prima oară după o mare pauză, am fost pe locul 4, băieți, nebuni. Da, umilință uh, în cupele europene în acest sezon. Târnovan, 84 overall. Golgetter, Tavi Popescu cu 24 de goluri care ajunge la 90 overall. 13 asisturi de asemenea. Plus 3 pentru Luis Munteanu, 17 goluri, 2 asisturi. Trebuie să schimbă ăla, trebuie să-i schimb. 14 goluri, 7 asisturi pentru Coman. Uh, 9 goluri și asta este pentru Mazilu 6 goluri pentru Iani Sagit din postura de rezervă și primul nostru 11 arată într-adevăr bun e Grameni de 85 acolo care ține mijlocul lung, a ajuns la 80 l-a depășit chiar pe Drăgușin care nu înțeleg de ce n-a mai crescut atât de mult în fine, asta este echipa, avem uh, foarte multe rezerve de calitate pe bancă și mergem din nou să atacăm campionatul și Champions League-ul în sezonul numărul 6. Iar la finalul sezonului numărul 6, în anul 2029, Internaționale Milano cade și mai mult în clasament. Juventus din nou campioană, nu înțeleg ce s-a întâmplat, doar 65 de puncte. Uh, pierdem uh, și Supercupa Italiei, Juventus campioană peste tot efectiv. N-avem cum să scăpăm de cei de la Juve. Finala Champions League, Barça, PSG. Noi am fost pe locul 2 în grupa asta și am pierdut cu Celtic. 4 la 3 ne-a bătut Celtic Glasgow. Da, din păcate, din nou un sezon dezamăgitor, pentru că noi avem o echipă mult mai bună decât atunci când am luat campionatul și nu înțeleg de ce nu joacă bine. Luis Munteanu 30 de goluri. Într-adevăr a avut un sezon foarte bun, 15 goluri pentru Florentin Coman. Tavi conduce la capitolul asisturi, 9 și 9 11 goluri, 14 asisturi, 8 goluri, 7 asisturi pentru Mazilu, Cicăldău contribuie și el acolo și Screciu din postura de fundaș central. Iar echipa arată în continuare decent, uh, nu știu ce să fac cu Drăgușin că nu mai crește atât de mult, dar să-l mai ținem, că nu avem alte opțiuni. Da, uh, mergem spre sezonul numărul 7. Și pentru sezonul numărul 7 am mai făcut câteva transferuri, l-am luat pe Benga fundat stânga rezervă, Baeram de la Craiova, Cârjan de la Arsenal și uh, l-am dat pe acel Radu. Iar la finalul sezonului numărul 7 urcăm în clasament, ne calificăm din nou pentru Champions League, dar Juventus este de nebătut. Nu înțeleg cum nu mai putem să mai luptăm la campionat, doar 66 de puncte, diferență de 10. Uh, pentru pentru uh, Milan, să zicem, așa că a fost pe locul 3. În Copa Italia Napoli este campionă noi pierdem cu Sassuolo în runda 16 uh, Super Supercupa uh, nu voiam să dau aici. În Champions League n-am fost, cred, Lille cu Athletic Bilbao o finală. Cea mai cea mai ciudată finală de Champions League. În Europa League uh, am terminat pe primul loc în grupa noastră. Și în runda 16 ne-a dat nana, ne-a dat nana Leverkusen care a câștigat competiția, până la urmă 4 la 2 la general. Da, din păcate la capitolul competiției europene nu reușim să facem vreun impact, nici măcar în Europa League. Haideți să vedem cine a fost Golgetăr în acest sezon 7 și... nu la contracte uh, golgheta, așa... Coman, 22 de goluri, 85 overall, decent, 17 goluri pentru Luis Munteanu, 14 pentru Mazilu 88 overall, se, se apropie și el de 90, 93 overall pentru Tavi, 11 goluri, 8 asisturi, Screciu, 2 goluri, 2 asisturi, Grameni, 2 goluri, 3 asisturi și echipa noastră arată mai bine ca niciodată și, sincer, Trebuie să, trebuie să facem ceva. Trebuie să luăm măcar campionatul. Nu, nu pot să cred că nu mai luptăm pentru niciun trofeu cu echipa asta. Chiar am ajuns să avem o echipă foarte bună de români. haideți să mergem spre sezonul numărul 9. Și în sezonul numărul 9 am decis să fac schimbări. Și anume să schimbăm formația pentru că nu cred că Drăgoșin ne mai ajută. Și astfel îl băgăm pe Cărșean în primul 11. Jucăm un fel de 4-4-2. Uh, și haideți să vedem cum ne descurcăm. Și era momentul. Bineînțeles, să ajungem și în finala UEFA Champions League. Echipa românilor de la Internaționale Milano ajunge în finala cel mai important trofeu din campionatul, din fotbalul de cluburi. 7 iunie 2031, finală în fața celor de la Juventus, marea noastră rivală din seria care tot timpul ne-a furat campionatul. Și haide să le furăm și noi un trofeu genial. Echipa arată foarte bine, Înaintea finalei, n a mai scăzut, dar în continuare are 88 cu uh, forma lui actuală, Popescu 96 cu forma lui actuală, uh, pe bancă, hai să ne punem și noi pe bancă băieții cei mai buni, Drăgușin și Rada cu uh, Bucur ăsta, Ciobanul Bucur, mai e Bairam, Denis Mans, uite și el poate avem nevoie de serviciile lui Denis. Și cam asta, că în rest nu știu pe cine să mai bag Mai e și lungul ăsta, în fine Am avut foarte mulți jucători buni uh, Hagi O să intre Carjana în locul lui, va juca Carjana aici Și este momentul Quick Sim Momentul adevărului Hai băieți Florinel Coman Luis Munteanu dublă ei sunt românii care au făcut-o pe Inter câștigătoarea trofeului UEFA Champions League după o pauză de... Dacă ar fi să ne luăm după anul în care suntem aici, 2031, sunt vreo 20 de ani, ceva în genul ăsta. Am ieșit pe locul 2 din grupa asta cu Real Madrid. În runda 16 am bătut pe City, 3 la 2 la general. În sferturi am trecut cu noroc de Bayern München 4 la 3. În semifinale am bătut pe Liverpool 4 la 2 și în final ați văzut și voi 3 la 0 cu Juve, scor de neprezentare pentru formația torineză și haideți să vedem și dacă am luat campionatul, ei bine da, terminăm peste Juventus și în campionat 91 de puncte, aproape să ne ia fața Juve, dar le-am arătat cine sunt campionii adevărați, am luat și Supercupa Cupa Italiană, am luat și Copa Italia, toate trofeele posibile în ultimul sezon, să fim sinceri. Haideți să vedem cum s-a scurcat românii noștri. Golgheter, Munteanu, 30 de goluri, 3 asisturi. Florinel, Coman, 26 de goluri, 5 asisturi. Tavi Popescu, 24 de goluri, 10 asisturi, 94 overall. Mazil, 8 de goluri, 14 asisturi. Grameni, 12 cu 13. Pantea, 2 goluri. Screciu, 2 goluri. Bairam, 2 goluri. Denis Manu, un gol și astea au fost performanțele jucătorilor noștri. Ăsta a fost episodul, băieți. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și să vă abonați. Mai data viitoare am fost Leo, vă Ceau, ceau.